fost o atmosferă frumoasă. Ne pare rău că suporterii noștri nu au avut acces. N-am înțeles acest lucru. Nici nu mă privește. A fost decizia lor, pentru că nu erau unde ajuns biletele pentru ei. E cam puțin 250 de bilete să dai la o asemenea galerie. Nu cred că meritam să pierdem această partidă. Am făcut eu o greșeală foarte mare, mi-o asum. Mergem înainte și avem un play-off în care ne așteaptă. Nu vreau să vorbim foarte mult despre acea eroare, însă cum a fost pentru tine, cum a venit mingea acolo? Te-a încurcat un pic și faptul că a plouat și a sărit ciudat? Nu caut alibiuri și scuze. A fost o gafă mare de-a mea. Încă nu m-am uitat pe reluări, o să mă uit probabil zilele următoare. Îmi pare rău că am făcut-o în acest meci, era important să câștigăm și cred că nici nu meritam să pierdem acest duel dacă nu făceam eu această gafă. Cum e pentru voi în acest moment? Intrați în play-off și începeți destul de tare cu CFR-ul, cel puțin la cum arată lucrurile pe clasă. Cred că nu mai contează cu cine jucăm. Până la urmă o să jucăm cu toate echipele din play-off. Sper să facem o figură frumoasă și la final să ne deplinim obiectivul, cel de a merge în cupele europene. Foarte bună defensiva voastră, era cea mai bună defensivă înaintea acestui duel cu Faru, însă întâlneați echipa cu cel mai bun atac. Cum ai simțit tu pe cei de la Faru? Ți-au pus probleme? Cum sunt șuturile? Cum sunt mingile trimisele? Da, cred că au o echipă foarte bună cei de la Faru, au jucători cu calitate în față și acest copil, Mazilu, vreau să-l felicit, deși ne-a dat un gol foarte greu, dar e un jucător de care o să mai auzim în următorii ani. Domnul Hagi are acest har de a scoate jucători foarte buni. Ne bucurăm și ne întâlnim din nou în play-off. Spuneam, noi ne-am bucurat de un spectacol frumos pe teren. Cum anticipezi tu că vor fi meciurile în play-off pe care noi le așteptăm cu nerăbdare? Cred că va fi cel mai frumos play-off de când este acest sistem. Vor fi meciuri tari, vor fi meciuri unde toate echipele o să-și dorească să câștige. Vă puteți bate la titlu în continuare? Puteți spera în această bătălie? Da, de ce să nu sperăm? Cred că cu două victorii ajungi pe primul loc. Și cu două înfrângeri poți ajunge pe locul 6 să nu mai ai nicio șansă. Vom vedea, o luăm pas cu pas, meci cu meci și vedem ce se întâmplă. Mulțumesc!